Ziua Poliției Române se sărbătorește la data de 25 martie. Motivația pentru care Poliția Română îmbracă haine festive în această zi se regăsește în istorie, în timpul domniei lui Dimitrie Ghica, care a înmânat în anul 1822 marelui Agă Mihăiță Filipescu steagul Agiei, legalizând funcționarea acestei instituții. Steagul Agiei din anul 1822 era confecționat din mătase de culoare galbenă și de formă dreptunghiulară. Pe una din fețe era pictat un chenar având în mijloc o ghirlandă, ambele din aur. Ghirlanda era timbrată cu o coroană prin ciara, având încrucișate buzdugane, drapele, lănci, săbii, puști, iar sub ghirlandă se afla o balanță. Pe cealaltă față a steagului era pictată Maica Domnului șezând pe tron înaintea îngerului ce îi aducea vestea cea bună, buna vestire, că-l va naște pe Iisus Hristos. Înmânarea la 1822 a steagului Agiei s-a luat ca moment de referință pentru sărbătorirea Zilei Poliției Române, dată la care anul acesta se împlinesc 190 de ani. Astăzi, la sediul Inspectoratului de Poliție al județului Dâmbovița a avut loc o ședință festivă pentru marcarea Zilei Poliției Române, fiind prezentate mesajele Ministrului Administrației și Internelor și al Inspectorului General al Inspectoratului General al Poliției Române. Cetățenii au mari așteptări de la dumneavoastră. Le-ați promis siguranță și încredere. Vă cer să nu uitați nicio clipă că promisiunea făcută este o îndatorire. Încrederea este greu de câștigat și ușor de pierdut. În lumea de azi, 100 de fapte bune sunt date uitării după o greșeală simplă, dar amplu mediatizată. Știu că adevărații profesioniști, cei mai mulți dintre dumneavoastră, se simt uneori nedreptățiți. Din acest motiv, cred că o mai bună comunicare va aduce și aici echilibru pe care îl dorim cu toții. Important este ca fiecare dintre noi să ne facem datoria, să fim onești cu ceilalți și față de noi înșine. Să punem mai presus de orice cinstea și onoarea, fapte bune pe care le facem în serviciu public. Dragi polițiști, de Ziua Poliției Române vă doresc sănătate și împliniri. Din partea conducerii Ministerului, aveți tot sprijinul în importanta misiune pe care o desfășurați. Vă promit stabilitate, dar vă cer în schimb performanță. Vă promit respect, dar vă cer să respectați cetățeanul și uniforma pe care o purtați. Vă rog să nu uitați niciodată de jurământul depus atunci când ați îmbrăcat haina de polițist. La mulți ani! Cu această ocazie au fost înaintați în gradul profesional următor aproximativ 130 de ofițeri și agenți de poliție. De asemenea, au fost avansați în gradul profesional următor înainte de împlinirea stagiului minim 4 ofițeri de poliție pentru merite deosebite. Cu ocazia Zilei Poliției Române au fost avansați la gradul următor înaintea expirării stagiului minim următorii ofițeri. La gradul de comisar șef de poliție, comisar de poliție Dumitru Daniel. Felicitări! La gradul de comisar șef, comisar de poliție Vulpe Alexandru. La gradul de subcomisar de poliție, inspector principal de poliție, Armașu Vasile. Felicitări! Tot la gradul de subcomisar de poliție, inspector principal de poliție, Nicolae Constantin. Felicitări! Tot cu această ocazie, un număr de 49 de ofițeri și 130 de agenți de poliție urmează a fi avansați la termen în gradul următor. Avem și un fericit eveniment sau o coincidență. În urma promovării examenului organizat, domnul comisar șef de poliție Polexe Ion Viorel, începând cu data de astăzi, este numit șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor. Felicitări și mult succes! Au mai fost acordate diplome și jurnaliștilor pentru buna colaborare pe parcursul anului trecut, 2011. Se acordă diplomă de merit următorilor jurnaliști. Domnului Marius Buga. Thank you.
ziua tatălui și noastră și colegilor. Doamne Roxana Botea. Domnului Ștefan Huzlui. Și mulțumim.